Câteodată ne întrebăm, chiar și acum înainte de FCSB, FC Argeș, de ce fotbalul nostru are probleme, de ce nu răzbim, de ce și de ce. Și uite, astăzi am găsit un moment, o fază care poate să explice în parte, sigur, una dintre situații, soi de manie sau fel de a fi care se perpetuează, pe care îl tot întâlnim în fotbalul românesc și care nu cred că face bine și nu cred că este spiritul care trebuie, spiritul jocului pe care îl vedem, preocuparea pentru joc, preocuparea pentru a face lucruri bune, pe care o vedem, nu e totul un dezastru, o vedem de din când în când, dar haideți să vedem faza cu Erico Papa, care e un om extrem de important de la Botoșani. Și că uitați-vă ce se întâmplă după meci. Priviți-l, uitați-l la el. Se roagă. O să-și facă și crucele albanez, dar în fine. Se duce la Kovac, îi explică. O să vedeți reluarea, da? După aia. Totul este un protez. Nimic nu este adevărat. Uitați-vă un pic ce se întâmplă. Uitați ce face Papa. Tune, explicați-mi și după aia și lasă piciorul așa și lasă, îl târe așa un pic ca să... Păi ca la meciul cu UTA. Tune, și bine, Papa n-a fost, dar unii sunt violenți, unii sunt, se dau peste cap, se pun în genunchi, se rostogolesc, se bat mătănii. Da, dar ce înseamnă să fie arbitru asta... aproape de fază? Vezi? Asta e. Să analizăm speța în oglindă, apropo de roșu care trebuia pentru utarat, adică da. Roșu acolo a fost, putem să dăm fază de la păi, și acolo la cum îl cheamă pe când scapă jucătorul care l-a faultat pe portar? La Bauza. Da. L-ai văzut? La Bauza. Și el, Bauza, cum cerea galben. Da, bun, galben cer toți, deci numai asta. Eu știam că dacă cer galben, e galben. Așa era la un moment dat. Ok, nu mai ai nicio problemă. Galben cer toți, fără niciun fel de problemă. Dar asta spune, adică lucrurile astea, faptul că toată lumea... Noi suntem aspri cu arbitrii, pentru că arbitrii aici, trebuie asta e faza să... care... Da. Dar, domnule, și oamenii ăștia nu e admisibil să fie supuși unor asemenea nu știu cine minciuni arbitru, permanente. Da. Domnule, distanța asta față de, față de fază, da, să nu fie aproape față greșit, de fază. Da, putea să-i apropo rupă, de ce spune Crăciunescu mereu, poveți, ăsta e prima condiție, trebuie să fie aproape de fază ca arbitru. Palaurul e, da. Da, la... Da, săracul. Este acas... Da, deci mai putea să stea în picioare. Deci, da, știu cum a continuat partea. Asta la fel la Bauza. Dom'le, să faci și tu știi exact ce ai făcut să ceri asta. Nu este în regulă, nu este ok. Astea sunt minciuni. Ar merita astea... eliminați. Nu, dom'le, zice, asta e fotbal. Asta e fotbalul. Să înșeli, să păcălești. Asta este la nesfârșit. No. Ei, la fiecare fază pe care o fluieră un arbitru, faza asta, sau fie 90% proteste... Încearcă să nu știu, schimbă direcția de alergare către minge, da. Poziția corpului, vine, este călcat, iar arbitru dă... E departe, Costre, da. Cum îl cheamă? Costre. Costre. Costre, fii, te rog, amabil și fă un efort să ajungi mai aproape de fază, că... Este foarte urât din exterior, se vede foarte urât. Și mai spune și mai e o chestie, când va fi varul, cred că va mai fi... Nu dacă... Îl va ajuta varul în fază, dacă ar fi fost varul, l-a ajutat, da. Pentru că... Pe vremea noastră, arbitrii țineau minte lucruri de genul ăsta. Și ți-l aștepta pe ăsta la următorul meci, când arbitra pe Bauza. Aoleu, știi cum? Zicea, ok, m-ai făcut, mi-am luat eu toate. Acum, lasă că te prinde la următorul meci ce mi-ai făcut, o să vezi tu, știi? Trebuia să mergi pe călcâie, așa, știi, tip de... Da. Sau să nu intri. Sau nu mai joci. Intrai, dar nu... Nu mai joci. Trebuia să stai departe de orice adversar. Bine, nu jucai, practic, în concert. Păi, da. În fine, bun, asta s-a întâmplat în această și asta spun, dacă ar putea antrenorii, dacă ar putea conducătorii să facă un pic de muncă totuși de convingere, să nu mai încurajeze așa ceva serios, mi se pare absurd ce spun. Nu e ok tot timpul să încerci să păcălești la nesfârșit. Rădu, nu despre asta e fotbalul. Nu știu dacă observi procentul de faulturi primite atât când evoluează echipele noastre în competiții europene, cât și la național, cel în campionatul nostru. Da. Tot timpul cer se vaite. Adică orice atingere sunt pe jos, iar arbitrul face semn că...
Și imaginea era pentru fotbalul ăsta. Să se zice, să continue jocul. Că în campionat nu este o manieră de arbitraj. Și se dau nu, și dar maniera jucătorilor de a tot nu, timpul de a încerca. Nu știu, sunt câțiva arbitri, am eu așa un nume care mie îmi place cum lasă jocul. Cred că Barbu, Marian sau Marin Barbu sau ceva de genul ăsta. Marian, care lasă jocul. Adică ceva mai apropiat de campionatele importante din Europa. Dar ceilalți imediat sunt foarte aproape de fază și da. Dau faulturi foarte ușor. Eu zic că în continuare sunt și supuși unui permanent fake news, ca să spun așa, din partea jucătorilor și toată își pierd și ei busola din cauza asta. Dacă tot timpul, toți protestă, tot e o presiune psihică îngrozitoare. Jucătorul și încearcă să-și salveze pielea, da, fără speța asta. Dar tu, ca arbitru, unde ești? Da, știu, unde trebuie să fii tu, ca arbitru? De acord. Dar nici asta nu e ok. De ce să crezi să salvezi pielea acum? Mințind tot timpul? Făcând? Nu, nu pentru că și-a dat seama că a făcut o greșeală și atunci te-a arătat gesturi, făcea pe nu e ok așa ceva. Aduceți-vă aminte și de Neymar, că și el... Da, la fel, da. Avea o perioadă când... De-aia Neymar nu-i iubit, de-aia se tot întreabă ce aveți cu mine. Păi de-aia avem, da. Că deci atunci ce mai vreau? Dacă vorbim de nivelul lui Neymar... Nu, dar la noi sunt prea multe. Uitați-vă în alte campionate, dacă există nivelul ăsta de proteste tot timpul, de a contesta o chestie pe care o vezi la televizor, este limpede de cristal, nu dumne, el contestă, că Doamne ferește. De asta campionatul englez e iubit, pentru că acolo jucătorii sunt atât de fair play, dacă ai văzut, nu da. Stau pe jos, nu simulează, da. Nu, adică joacă până la epuizare. De asta e iubit fotbal și e spectaculos. Cum ai spus, Costre. Costre, da. Costre. O să-l ții minte, am zis. Da. Cum el păi ține minte pe Bausa. La televizor mă uitam la meci, nu pot să cred că poți să iei o decizie. N-a văzut-o. N-a văzut-o ca lumea. Trebuie să o vezi, trebuie să fie aproape. Dar tu ești arbitru să vezi orice detalii. Așa e, dar câteodată nu știi. Vezi, de asta arbitrii nu vorbesc niciodată, de asta am putea să-și auzim și noi o părere, să ne spună. Dom'le, de ce n-ai văzut-o? Păi știți că în momentul ăla era piciorul adversarului, așa, era portarului, era nu știu 15 metri de fază. Deci nu a fost în ritmul jocului, nu știu ce a fost cu el. Da, dacă nu știu, poziționare, nu ești foarte, la faza asta a fost foarte aproape Ișvan Covaci, apropo de... Da, trebuie să fie, știi, și ținuta lui Covaci. Câteodată era mai... Da, era mai învăț, i s-a spus. Evident că i s-a zis. Știi? Mai ales de la faza cu Florinel Coman cu Marș, aceea i s-a spus și cred că a fost băgat în niște ședințe, inclusiv la nivel european. Tu ești chiar dacă a greșit atunci, chiar dacă a greșit, a trecut peste momentul ăla și a învățat ceva din chestia. Da, mai spun o dată, Covaci... Mai relaxat, e superior. Mai spun o dată, ca să fii relaxat și superior, trebuie să ai condiția fizică. El este numărul 1 la testele fizice, numărul 1 în Europa. Între toți arbitrii europeni. Asta deci este Costre, cred că nu stă foarte bine. Aș vrea și să văd cifrele Costre apropo de faza de meciul de ieri. Că mi s-a părut puțin departe de fază. Știi? Puțin și departe. Cred că se și... N-avea cu cine să comunice, să-l ajute la fază. Era puțin pierdut. S-a pierdut.